Numărul tăticilor care solicită indemnizații de creștere a copilului este din ce în ce mai mare. Peste 900 de bărbați se află în evidențele Agenției Județene de Plăți și Inspecție Socială Suceava ca fiind în concediu de paternitate. La nivelul județului, peste 4.000 de persoane beneficiază de indemnizații pentru creșterea copilului, numărul fiind ușor mai mic față de anul trecut. În prezent avem un număr de 918 tătici care beneficiază de indemnizație creștere copil, iar 349 au solicitat stimulent de inserție pentru creștere copil. Dintr-un total de 4.626 de persoane care au indemnizație și stimulent pentru creșterea copilului.